Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, că nici un om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima înăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește-te, mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalți sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă în dreptatea ta, scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Amin.